Acest program vă este oferit de Sanador. Managementul afecțiunilor oncologice beneficiază în prezent de numeroase modalități eficiente de tratament. Pentru a obține cele mai bune rezultate, specialiștii implicați în tratarea pacienților cu cancer iau decizii strategice în echipă. În prezența mai multor eventualități terapeutice, este foarte important ca primul pas terapeutic să fie cel corect. Asta este și motivul pentru care decizia terapeutică se ia întotdeauna în chip multidisciplinar, în așa zisele tumor board. Deciziile se iau pe baza unor ghiduri existente, acceptate practic către toată lumea, și la luarea deciziei participă mai multe specialități. Este foarte important, în funcție de tipul de cancer, cu ce anume se începe. Dacă se începe cu chirurgie sau se începe cu chimioterapie sau se începe cu radioterapie. Și toate aceste decizii sunt strict în legătură cu stadiul de boală, care trebuie foarte bine documentat. Actualmente nu mai este acceptabil ca momentul în care un pacient se adresează unui tumor board pentru adoptarea unei decizii terapeutice, pacientul să nu mai fie complet explorat și se consideră eroare dacă explorările sunt ambigue sau sunt formulate ambigu. Prin urmare, în această decizie trebuie avută în vedere extrem de mare precizie. Trebuie spus însă, în același timp, că evaluările preterapeutice pentru orice fel de cancer se bazează pe lângă confirmarea histopatologică a cancerului, pe imagistică. Imagistica comportă în sine o mică variație. Nu este întotdeauna 100% superpozabilă pe realitate. Prin urmare, trebuie avut în vedere și acest mic amănunt. Întâlnirile din comisia multidisciplinară au ca obiectiv principal îmbunătățirea îngrijirii pacientului și optimizarea rezultatelor terapeutice. Mergi la medic. Ai grijă de tine. Acest program vă este oferit de Sanador.